Lifturile au sisteme de siguranță care împiedică prăbușirea lor în gol, ne spune Cristian Anton, expert în ascensoare și directorul celei mai vechi firme de profil din Prahova. Acesta susține că incidentul cu liftul de la maternitate petrecut luna trecută este unul care se întâmplă foarte des din cauza supraîncărcării, dar nu pune în pericol viețile oamenilor. N-a fost nici accident, nici incident. S-au suit mai mulți în lift și liftul s-a dus mai jos un pic. Are sistem de siguranță care îl oprește chiar dacă depășește stația de parter. Asta a fost acolo. Se întâmplă foarte des, dar înainte nu băga lumea de seamă, adică nu făcea atacat, dar acum imediat să cheme salvarea. Cristian Anton ne mai spune că în cazul supra-solicitării liftului, depășirea maximă a stației se face cu doar 5-10 cm, până ajunge pe tampoane.